Singura cantină pentru elevi din județul Mehedin se află în comuna Cireșu. Aceasta este dotată după standarde europene, fiind finanțată de o companie din Suedia. O cantină pentru elevi dotată după standardele europene a fost înființată de o companie din Suedia. Copiii beneficiază de condiții foarte bune. Primăria, dar și conducerea școlii, le oferă elevilor înscriși la școala gimnazială din comuna Cireșu cazare și mese calde gratuite. Școala Cireșu este singura din județul Mehedinți cu internat și cantină. Avem un număr de 37 de elevi, majoritatea dintre ei locuiesc la internat, beneficiază de cazare, masă gratuită. Suntem sponsorizați de niște suedezi de aproape 20 de ani. Internatul va intra în reabilitare totală, elevii servesc 3 mese. Cei care locuiesc la internat servesc toate cele 3 mese gratuite, iar cei care nu locuiesc doar masa de prânz. O servesc gratuit la internatul școlii. Din ce localități provin elevii? Elevii provin din localitățile Marga, Prejna, Schitul de Sus, Negrușa, Bunoaica, Jupânești și din comuna Cireșu. Această companie suedeză finanțează școala gimnazială din comuna Cireșu de aproximativ 20 de ani. Peste 30 de elevi beneficiază de condiții oferite de singura cantină școlară din județul nostru. Cum te cheamă? Mărbulesc Cosmin Andreea. În ce clasă ești? În clasa 1. Din ce sat De la Marga. De unde ești? De la comuna Balta, sat Prejna. În ce clasă ești? A 3-a. Stai la internat? Da. Cum ți se par condițiile din internat? Bine! Aproximativ toți elevii care sunt înscriși la școala gimnazială Cireșu stau în internat și servesc zilnic 3 mese calde. Copiii nu plătesc absolut niciun ban pentru ceea ce li se oferă. Elevii provin atât din satul Marga, Preșna, Schitul de Sus, Negrușa, Bunoaica, Jupânești și din comuna Cireșu.